slalom printre gropi și copaci, dar și alte obstacole. Cu acestea se confruntă bucureștenii care vor să folosească pistele pentru bicicliști. Autoritățile intenționau ca rețeaua să se extindă în toată capitala. La 2 ani de la inaugurarea primelor perimetre de acest gen, ele încă nu reușesc să-și atingă utilitatea. Autoritățile capitalei doresc ca rețeaua de piste pentru bicicliști să ajungă la 40 de kilometri, proiect pentru care au alocat circa 1,5 milioane de euro. Cu toate acestea, pistele nu reușesc să-și atingă utilitatea. Foarte multe nu pot fi utilizate din cauza gropilor, copacilor sau bordurilor înalte care stau în calea de rulare destinată bicicliștilor. Ziariștii de la Jurnalul Național mai scriu că și calitatea pistelor lasă de dorit. Sunt trasee care necesită reparații capitale la doar 6 luni după ce au fost date în folosință, în condițiile în care garanția pentru lucrare este de 24 de luni. Folosirea pistelor se dovedește dificilă și din cauza asfaltului special și marcajelor aplicate. Acestea prezintă denivelări și nu permit deplasarea cu viteză, iar lățimea la care au fost construite nu permite utilizarea lor în siguranță. O altă problemă legată de piste se referă la faptul că acestea ocupă în cele mai multe cazuri aproape întregul trotuar, iar pietonii nu pot respecta zona rezervată bicicliștilor.